Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Timișoara și cu ajutorul ghidului Dan Codre luăm la pas istoriile și poveștile Timișoarei. Salut! Bună și bine ați venit la Timișoara! Avem aici peisajul pe care fiecare turist îl dorește să-l aibă în poză, Piața Victoriei și în spate Catedrala Metropolitană, Catedrala Ortodoxă. Sper să vă placă, e o zi foarte caldă, dar o să vedem niște locuri interesante. O să vedem cea mai mare zonă pietonală momentan din România, fiindcă acum încet încet s-a deschis o concurență și tot mai multe orașe dezvoltă zone din astea pietonale în centru, ceea ce e bine, pentru că astea atrag turiștii. Din păcate, localnicii, o să vedem. Încet, încet, nu prea mai sunt curioși să stea pe aici, fiindcă devine zgomotos. O zonă turistică e confortabilă de vizitat, nu neapărat să trăiești acolo. Dar hai să vedem. Mergem până în partea cealaltă, la catedrală, ce zici? Mergem până acolo, dar uite, avem aici în jurul nostru niște intrări subterane. Ne poți spune câteva cuvinte despre ele? Da, până în 1989, unde ne aflăm noi aici, în Piața Victoriei, am avut trafic. Tramvaiul venea pe stradă, strada care acum are umbreluțele. Da, și de lângă opera. Aici avem opera. Ambele părți pe care le vedem aveau atât parte de șosea pentru mașini, cât și tramvai. În 1989, în același an în care s-a petrecut și Revoluția, fără nicio legătură una cu alta, evident, atunci traficul a fost scos de aici și din momentul ăla, spațiul care acum se află sub picioarele noastre, care e un pasaj mare, echivalentul pasajului de la universitate. Acum, da. Nu, le compar ca idee, nu neapărat ca dimensiune, că nu știu exact cât are unul și cât are celălalt, dar asta avem sub picioarele noastre. Avem un pasaj subteran care deservea trecerea pietonilor atunci când aici am avut trafic. E foarte interesant că felul în care vedem Piața Victoriei acum se va schimba. Deci, în următoarele luni, se va începe o lucrare amplă aici, se va schimba toată infrastructura de țevi și inclusiv la pavaj se va lucra și am văzut noua configurație a pieței care include și reactivarea pasajului de dedesubt. Foarte puțin din pasaj a fost folosit ca magazine după Revoluție, altfel el stă gol și vom avea dinspre zona aceea o intrare și o să facă parte din ansamblul pieței. Aici vom avea o situație etajată beneficiind de spațiu gol pe care îl avem dedesubt. Deci de-aia avem lucrurile alea acolo. N-am avut niciodată metrou. Okay. La un moment dat se discuta despre așa ceva. Nu e imposibil, dar probabil e foarte costisitor, pentru că Timișoara stă pe un teren mlăștinos. Dar o să vă povestesc imediat despre asta. Hai să mergem înspre catedrală, pentru că avem aici două promenade. Când au conceput spațiul ăsta, trebuie să-ți închipă, aici au fost zidurile cetății. Deci erau trei rânduri de ziduri, până cam pe unde acum stă Catedrala Metropolitană. Și rândul ăsta de palate de pe partea asta a fost construit foarte repede. Adică cele de pe partea dreaptă. Pe care le vedem aici, toate sunt palate secesioniste, Art Nouveau. În doar 2 ani, tot rândul de palate a fost făcut, începând cu Palatul Lloyd, care are și restaurantul omonim la parter. Ăsta adăpostea bursa de mărfuri. Timișoara era foarte importantă în punctul ăsta de vedere. Și atunci am făcut două promenade. Noi, instinctiv, am tras în zona în care ne simțim mai bogați. Ăsta era Corso-ul timișorean, bulevardul pe care se plimbau oamenii care veneau cu afaceri la bursă, lumea bună, să spunem așa, în general. Dar fiindcă suntem într-un oraș liberal, care se preocupă de soarta tuturor, foarte repede au creat pe partea cealaltă surogată. Așa îi zice la promenada de pe partea cealaltă. Acum, noi am tras aici și din motive de umbră, fiindcă e o zi foarte fierbinte și putem admira foarte de aproape, așa, la pas, palatele astea pe care le avem aici pe partea dreaptă, care majoritatea dintre ele au fost refăcute, tocmai cel mai mare încă nu-i gata, dar va fi gata și el. Deci aici vorbim de arhitectură secesionistă din jurul anului 1910-1912, aia e perioada în care s-au făcut. Da, pe partea cealaltă deja vedem clădirea Camerei de Comerț, aia e o clădire interbelică și lângă blocurile moderniste, putem să le spunem și comuniste, fiindcă în perioada aia au fost făcute, dar să fim sinceri, în vremea aia peste tot în lume se construia așa, nu numai în statele comuniste. Ele au apărut aici la începutul anilor 60, 1964, cred că e anul exact. Era un spațiu liber, n-au demolat nimic și atunci le-au făcut aici. Vedem în față Catedrala Metropolitană, e
una din clădirile foarte ușor de recunoscut ale Timișoarei. Toată lumea care vine la Timișoara o admiră. O biserică ce exprimă o arhitectură profund românească. Asta s-a și vrut. A luat modelul arhitectul Ion Traianescu de la București. El s-a inspirat din bisericile de mănăstire din Moldova pentru arhitectura catedralei din Timișoara. Dacă ne uităm la turnul ăla central, seamănă unul la unul cu turnul bisericii din Hârlău, județul Iași. Le cauți pe internet și le pui una lângă alta, seamănă foarte, foarte mult. La fel și coloritul, tot din zona aia se trage. Și în momentul ăsta e biserica în jurul căreia e construită structura Bisericii Ortodoxe aici, în vestul României, Catedrala Mitropolitană, Mitropolia Banatului. Ai, uite că am ajuns și în față, la catedrală. Ia, hai să mai arătăm că e frumoasă. Plus că, bineînțeles, are povestea... Până la începerea construcției, că încă nu s-a terminat Catedrala Mântuirii Neamului, dar până să fie începută Catedrala Mântuirii Neamului de la București, aceasta era cea mai înaltă biserică din țară. Dar între timp a fost depășită de mult. Deci aici vorbim de 90 de metri până la cruce. Catedrala Mântuirii va avea 138, 50% mai mare decât ceea ce avem aici în față. Dar pentru români era deosebit, pentru că am văzut și când ne-am întâlnit la Arad, se construia mult baroc, nu aveam stiluri autentice românești. Aici vorbim de o biserică interbelică. Deci, după ce Timișoara devine parte din România, statul se străduiește să ridice edificii care sunt reprezentative pentru arhitectura românească, pentru cultura românească în general. Deci a fost o investiție a statului român, biserica pe care o vedem aici, nu a comunității locale. Și de aceea s-a dorit să exprime elementele astea specifice pentru arhitectura românească. În 1936 i-a pus piatra de temelie și cu tot cu pictură, inaugurarea s-a făcut în 1946. Deci 10 ani, a fost și războiul între timp și la inaugurare regele Mihai încă era în funcție, el abia la sfârșitul 47 e obligat să abdice, de aceea înăuntru la locul ctitorului avem portretul regelui Mihai, care în comunism era acoperit cu o draperie neagră și acum e destul de dificil să-l vezi, pentru că el e îmbrăcat în negru, plus s-a mai înnegrit de la lumânări și de la fum și de la timp și e și plasat lângă ușă. Dacă intri imediat și vrei să te uiți la el, nu o să vezi, fiindcă ochii sunt obișnuiți. Corect. Mai degrabă intri, te acomodezi Aștept. Un pic cu lumina și când vii afară cauți un unghi potrivit să nu te deranjeze ușa și atunci se întrezărește așa chipul regelui Mihai. Localnicii sunt foarte atașați de personalitatea lui pentru că a fost cel care a venit la inaugurare și era suveran în funcție atunci când a fost inaugurată catedrală. În mijlocul pieței avem o coloană și pe ea stă simbolul Romei cu Lupoaica și Romulus și Remus. Este o statuie care a fost dăruită Timișoarei de către Municipalitatea Romei. În 1926 ei trimiteau simboluri de genul ăsta în locuri unde existau oameni care au legătură cu moștenirea latină, cum erau și românii și suntem și astăzi, noi fiind un popor latin. În România au fost trimise 4 astfel de statuie. Timișoara a fost unul dintre cele 4 orașe și București au primit una. Și după aia în comunism s-au făcut mai multe copii după ele și acum avem mai multe orașe care au simbolul ăsta. Dar aici noi ne bucurăm că ce am primit a fost original de la Roma. Țin să vă spun că bănățenii n-au fost încântați când simbolul a fost asociat cu dictatul de la Viena. Deci când s-au întâmplat pierderile alea teritoriale la începutul celui de-al doilea război mondial, când au venit și au protestat, au făcut tot felul de jocuri de cuvinte drăguțe care făceau referire și la Lupoaică, adică ca și cum ne-ați dat cadou, dar acum ne luați pe altă parte alte lucruri. Deci a fost asociată și cu lucrurile astea ce s-au întâmplat câțiva ani mai târziu. Am venit pe partea cealaltă a pieței, la operă. Clădirea operei o avem în spate. E o clădire care și-a schimbat înfățișarea de-a lungul timpului. Inițial avea o fațadă mult mai vieneză. Dacă tu uite, vezi, lateralele trădează un alt stil arhitectural. Fațada pe care o vedem aici a fost făcută începând cu 1934 și din nou
are legătură cu faptul că se dorea aducerea de elemente românești în peisajul citatin al Timișoarei. Vedem acolo, recunoaștem elemente care sunt specifice neoromânescului. Sigur, coloanele neoromânești sunt mai bondoace și mai micuțe, aici sunt mai zvelte, dar oricum, arhitectul Duiliu Marcu înspre neoromânesc a vrut să se bată cu asta. Unii spun că e stilul Carol al II-lea, că era un stil promovat strict în perioada respectivă, putem să îl considerăm și așa. Cert e că fațada operei, multă vreme timișorenii au plâns după fațada lor veche, care semănea cu fațadele caracteristice teatrelor vieneze. Dar după aia s-a întâmplat Revoluția și după aia balconul operei a devenit simbolul Revoluției. Timișoara e proclamată de acolo primul oraș liber de comunism în 20 decembrie 1989 și acum nu mai vrea nimeni să schimbe nimic pentru că între timp înseamnă altceva pentru noi. A căpătat o altă însemnătate clădirea operei. Noi o numim operă, dar ea de fapt se numește Palatul Culturii. Fiindcă înăuntru avem mai multe instituții, sunt 4 instituții, e Opera Națională, Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul de Stat German și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely. 4 instituții, dintre care 3 teatre în 3 limbi diferite, pentru asta opera din Timișoara e deosebită. E singura construcție, singura clădire din Europa unde avem 3 teatre în 3 limbi diferite în același loc. Turistic sună grozav, organizațional, merge și întrebați. Complicat. Pe rând, fiecare și-ar dori un pic mai mult spațiu, e un pic înghesuit. Sunt instituții mari, cu amploare și le-ar prinde bine mai mult loc. Asta nu o spun eu, o spun, cum spuneam, membrii celor 4 instituții care sunt înăuntru. Dar oricum, ne mândrim cu asta și, cum spuneam, asta o face deosebită în peisajul european, clădirea Palatului Culturii. Inclusiv numele ăsta. Anul trecut, mulți oameni, când a fost Timișoara Capitală Culturală, abia atunci au aflat că zice Palatul Culturii și s-au ofticat. Zice, ce, mai știm să-i spunem operă? Nu, îi spuneam Palatul Culturii de foarte multă vreme. Nu, numai, da. Da, în limbajul popular, uite și eu, ți-am explicat că de fapt nu zice operă, zice Palatul Culturii și la următoarea propoziție tot operă. Tot operă i-am spus, da. Că asta e, așa suntem obișnuiți, ca oameni care trăim pe aici. Unde mergi? Nu mergi la Palatul Culturii, mergem la operă. Așa ne vine. Hai să mergem și noi mai departe, da. Și propun să ne apropiem un pic de strada aia cu umbreluțe pe care o vedem acolo. Din dreapta operei. Da. E la ora asta cea mai fotografiată stradă din Timișoara, pentru că arată frumos. Mă întreabă oamenii care e simbolistica umbrelelor. Nu e niciuna. Pur și simplu sunt frumoase. Și de aceea au fost adoptate în foarte, foarte multe locuri și la noi în țară. Avem multe orașe acum care au străduțe din astea acoperite cu umbrele, foarte admirate de toată lumea. În 2015 au apărut prima oară umbrelele aici și atunci era doar o jumătate de stradă. Acum, între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Atunci era o inițiativă privată, o companie de automotive a sponsorizat primele umbrele care au fost aici, iar ulterior, acum primăria a preluat inițiativa. Undeva din mai până în octombrie avem aici umbrele și hai să-ți prezint ceva fain. Uite, vezi capra asta aici. Așa zicem noi, capră. Așa. Și arată sus acolo unde e biroul nostru. Aha. City Tours. Ok. Timișoara City Tours e grupul de ghizi alături de care lucrez și eu. Suntem foarte mândri că suntem ceva rar, dar sperăm ca lucrurile astea să se întindă în România, pentru că până la urmă puterea stă în grup. În foarte multe momente simțim asta, când putem să facem mai multe tururi în același timp și în diverse limbi și avem o varietate foarte mare de lucruri, n-am putea să facem asta fiecare singur, de aia o facem împreună. Cum de altfel nu am putea permite fiecare singur să ținem un birou în centru Timișoarei. Dar așa, punând mândă de la mână, avem un loc unde ne putem refugia. Nu se vede acum grozav, numai dacă te uiți pe acolo printre umbreluțe. Și de altfel, din tot apartamentul am încăriat o singură cameră, pentru că să fim realiști, ghizii de turist care stau prin agenție, e cazul să-i trimiți pe stradă. Exact. Așa că acolo avem un loc unde ne putem relaxa, poți să scrii un e-mail, poți să stai un pic la răcoare, dar altfel locul nostru e pe stradă să prezentăm. O să mai facem câțiva pași, e foarte spectaculos și pe filmare se vede extraordinar peisajul ăsta cu umbreluțe și ne îndreptăm încet, încet înspre Piața Libertății. Deja ne aflăm în perimetru vechii cetăți. Și da. Vedem și aici, în stânga, de exemplu, se termină opera. Se termină opera, dar dacă te uiți aici la geamurile astea, aici intrarea la Teatrul German și Teatrul Maghiar, uite cum și-au împărțit ca frații. 5 ferestre le-au împărțit 2,5 la 2,5, ce e foarte și e notabil până la urmă. Uite acolo, dacă vezi, la alea din mijloc au logo-urile de la ambele. Și ce e notabil e că, dacă ne uităm pe afișul ăsta de jos, o să vedem că
toate piesele și la Teatrul German și la Teatrul Maghiar sunt traduse și în română și în maghiară. Română și engleză, îmi cer scuze. Deci se joacă în, se vede acolo, ro și n. Deci ori cu subtitrare, ori cineva șoptește traducerea în cască și asta e un lucru frumos, pentru că prin cultură reușim să facem punți între popoare și realizând că și ceilalți, ca noi, au sentimente, cântă, compun poezii, nu mai părem atât de ciudați unii pentru ceilalți. Mi-a plăcut totdeauna asta și o spun des turiștilor când trecem pe aici și discutăm despre teatrele în germană și în maghiară. Dramaturgul ce dă numele teatrului maghiar, Csiky Gergely, e de aici, din zona noastră, născut la Pâncota, în județul Arad. Și mai avem oameni de genul ăsta și din rândul germanilor, și din rândul maghiarilor, chiar și din rândul românilor, pe care nu prea-i cunoaștem și merită să ne aplăcăm asupra lor, pentru că de multe ori găsim în operele lor niște lucruri foarte interesante despre cum a funcționat lumea asta a Banatului în trecut și e foarte fain când vezi din viziuni diferite. Vezi cum a văzut-o ungurul, cum a văzut-o neamțul, cum a văzut-o românul. Nu sunt radical diferite, dar na, fiecare a trăit în lumea lui, într-un fel. E un loc foarte interesant aici. Uite, toată lumea vine și ia apă, odată fiindcă e gratis și a doua oară pentru că, de asta nu știe multă lume, fiindcă e un simbol al Revoluției, fântâna asta. Numele alea au legătură cu Revoluția. Nu neapărat sunt oameni care au murit, ci sunt diverse prenume foarte comune în limbile pe care le vorbim aici în oraș. Găsești foarte multe prenume românești, ungurești, nemțești, slovăcești, cehești. Am găsit și Mustafa, fiindcă avem și o mică comunitate musulmană în oraș. Toată lumea a făcut parte din poporul ăla care a inundat Piața Victoriei la Revoluție, toți și-au riscat viața pentru asta și mi se pare un simbol foarte frumos. În 1992, orașul Karlsruhe din Germania, împreună cu Timișoara, ele sunt orașe înfrățite, au realizat simbolul ăsta. Deci, hai să umplu cu bidonul cu apă, că asta e sursa de apă peste vară. Și să vă mai arăt ceva. Am spus că e făcută în cooperare cu nemții. Un pic de tehnică germană e implicată în asta. Timișoara, în general, nu are apă grozavă, adică apa de la robinet e clorinată pentru că trăim într-o zonă care, deși nu arată așa, e o zonă mlăștinoasă. Câmpia asta din jurul Timișoarei e o câmpie destul de plată, ce multă vreme apa n-a fost bună, de unde și legenda urbană că s-a făcut fabrica de bere, că nu era bună apa. Ah, cu bere nu poți să trăiești, numai cu bere. În plus, trebuie să o cumperi și trebuie să realizăm că noi suntem probabil prima generație care ne permitem să dăm bani pe ceea ce bem. Pentru că altfel, chiar noi, dacă ne uităm înapoi, în urmă cu 20 de ani, cine avea bani să cumpere toată apa pe care o bea? Apa de la robinet, cu aia am trăit toți, cum a fost, păi, cum exact. A fost. Și atunci Timișoara are multe fântâni de genul ăsta, care sunt fântâni forate și acolo apa e un pic mai bună decât ceea ce avem în mod normal la robinet. Și aia de la robinet se poate bea. Numai cum spuneam, trebuie să te obișnuiești un pic cu mirosul de clor. Cu gustul și cu mirosul, da. Când am fost student, să nu ai impresia că îmi permiteam să cumpăr apă îmbuteliată. Sau nu că nu permiteam, aveam alte priorități pentru bugetul limitat pe care l-aveam. Uite că am ajuns în Piața Libertății și tocmai se adună aici scena și tot. Am avut festivalul de jazz în weekend. A fost un succes, a fost extraordinar. Și acum ocolim ce e adunat pe aici ca să avem o perspectivă mai bună. Piața asta s-a chemat Piața de Paradă. Și țin să vă spun că deși noi ne plimbăm printr-un oraș de 300 de ani aproximativ, deci organizarea asta pe care o avem aici e de prin vremea austriecilor, de pe la 1716 ei cuceresc orașul de la turci, orașul e mult mai vechi. Timișoara are undeva la peste 700 de ani. Deci avem mențiuni despre așezări pe aici. 1266 e desemnat ca și Castrum Times, dar există mențiuni și anterioare. Da? Hai să luăm așa. Deci undeva mai bine de 700 de ani, dar nu vedem nimic din perioada aia. Deci din perioada Regatului Ungariei, după aceea din perioada turcească, chiar dacă sunt perioade lungi de timp, nu s-a păstrat nimic. Cea mai veche clădire pe care o vedem e cea de aici. Ăsta a fost și nu toată. Părți din ea. Ăsta a fost generalatul, deci cum ar veni comandamentul central al armatei. Aici erau birourile ofițerilor. Asta e o clădire de pe la 1728. Dacă luăm 1266-1728, deci grosomodo un 500 de ani avem între cele două. Versiunea mai veche a orașului nu s-a păstrat pentru că tot timpul s-a construit deasupra.
dacă ne gândim și la materiale, turcii, de exemplu, știm că orașul turcesc a fost în mare parte din lemn, exceptând câteva clădiri care erau mai importante, moscheile și câteva clădiri mai importante, în rest cam tot era din lemn. Austriecii odată l-au făcut zob în asediu. Deci descriu la un moment dat că au intrat în oraș să caute câteva clădiri, deci după ce turcii s-au predat, au plecat frumos cu fanfară, au intrat austriecii să găsească unde să-și adăpostească câteva trupe și câteva mijloace și au zis că aproape nu era nimic în picioare care să poată fi utilizabil în condiții de siguranță. Deci așa zob l-au făcut în asediu și după aia, dacă ar fi să comparăm cele două orașe, cum au gândit ceea ce avem acum în jur, cu străzi în unghi drept, e radical diferit față de orașul ăla de tip medieval pe care l-au avut turcii aici. Am spus despre apă și că stăm pe o mlaștină. Ei, mlaștinile au fost asanate tocmai de către Habsburgi, de către austrieci. Ei când au venit, au săpat canalul Bega ca să rezolve problema mlaștinilor în sudul cetății, pentru că acolo se află. Dar, în general, Banatul era o mlaștină continuă și, dorind să folosească terenurile pentru agricultură, au început un amplu program de asanare a mlaștinilor, de aceea astăzi lucrurile arată altfel. Hai să ne întoarcem. Merită, pentru că avem aici o coloană ciumei. Monumentul ăsta pe care îl vedem a fost ridicat în secolul... Nu în 2023, ăsta este simbolul... Nu, tot mă întreabă lumea, ok, dacă am făcut pentru epidemii din secolul 18, de ce nu facem și pentru COVID? 2023 e acolo pentru Capitala Culturală, exact. Titlul pe care Timișoara l-a purtat anul trecut. În spate avem o coloană a ciumei. Din nefericire, sunt destul de frecvente prin Banat, ceea ce înseamnă că multe comunități au avut probleme cu epidemiile. În Timișoara, dacă ar fi să luăm așa... Să ne gândim, coloana ciumei e mai încolo, în Piața Unirii. Asta a fost o coloană ridicată în cinstea Sfântului Nepomuc, că îl vedem aici pe Sfântul Nepomuc, personaj central, iar deasupra avem Fecioara cu crinii. De fapt, asta așa și e definită, ca fiind coloana Sfintei Fecioare sau a lui Sfântul Nepomuc, pentru că pe locul ăsta a stat o statuie a Sfântului Nepomuc. Dar altfel, compozițional, seamănă cu toate statuile, cu toate coloanele pe care le numim coloane ale ciumei. Ea stă acum în fața unei clădiri care a fost foarte multă vreme primăria Timișoarei, unde e acum conservatorul de muzică, clădirea cu roșu din spate. Acolo a fost primăria Timișoarei și dacă ne uităm acolo pe fronton, observăm două turnuri și un zid de cetate și niște valuri în față. Cum arăta zidul cetății când au ridicat clădirea asta în anii 1730, iar valurile stau acolo pentru mlaștinile, care încă dominau peisajul din jurul orașului. Au scăpat de ele, dar nu imediat, le-a luat o vreme, a trebuit să muncească un pic la ele. Foarte important de reținut e că aici au murit primii oameni la Revoluție. Adică, nu-i corect spus. Prima femeie care a murit în altă parte, în apropiere de studioul regional al TVR-ului de acum. A fost călcată de un tab, dar aici au murit primii oameni împușcați, pentru că ăsta e primul loc în care s-a deschis focul asupra revoluționarului în 1989. Când am vorbit de statuia ciumei, aici pe latura asta vreau să vă arăt sunt niște urme de gloanță. Astea sunt urme de gloanță care au fost... păstrate, deși s-a făcut o restaurare a statuiei în urmă cu câțiva ani, s-au păstrat pentru că ele fac parte din trecutul nostru recent. E bine să se păstreze în continuare și mai sunt urme de gloanțe și pe alte clădiri și da. Sperăm că vor fi și ele păstrate. Zona asta pietonală, unde ne aflăm noi acum, din cetate, care am spus la un moment dat că probabil e cea mai mare din țară, nu știu, n-am măsurat-o să o compar cu altele, e relativ recentă, deci... Dacă mă amintesc bine, 2015-2016 s-au terminat lucrările aici și înainte era o stradă normală. Încă se mai poate, dacă intrăm acum cu Street View, acolo au rămas pozele vechi și se vede exact. Aici locul ăsta avea mai mulți copaci și oamenii se plâng că lipsește elementul ăsta până vor crește cei care au fost plantați. Avem vreo câțiva copaci care au importanță istorică, se vorbește de stejarul ăla și mai era încă unul, mai între timp s-a uscat, dar stejarul ăla ar fi fost plantat de regele Ferdinand când a fost în vizită în 1923 la Timișoara. Că a făcut-o el cu mâna lui sau cineva a făcut-o numele lui, asta e discutabil. Dar e asociat cu personalitatea lui regele Ferdinand și mai era unul pe partea cealaltă a intrării, acum e un stejar tânăr, corect, da? Pentru că celălalt s-a uscat între timp și atunci, în urmă cu vreo 2 ani,
a venit Principesa Margareta și împreună cu domnul primar Fritz au pus în loc un alt stejar. I-am ținut pumnii să se prindă, fiindcă în primul an, cum l-au transplantat matur, a venit toamna prin iunie, deci începea să îngălbenească, a suferit. Dar după, a prins. În primăvara anului următor deja a ieșit bine. V-am spus că nu putem vedea lucruri din perioade anterioare ale cetății, în schimb avem, cum sunt liniile astea aici, avem marcaje în multe locuri din Timișoara care ne arată pe unde au fost diferite lucruri și pe care le-au găsit arheologii, în special acum la restaurarea asta, la reconstrucția asta care a avut loc în momentul în care au transformat zona într-o zonă pietonală. Și aici a fost una din băile turcești. Turcii aveau 3 băi în Timișoara. Ca să îți dai seama, Timișoara a fost 164 de ani oraș turcesc. Deci la ora actuală, dacă socotim, din toți care au stăpânit locul ăsta, noi l-am stăpânit cel mai puțin. Dar pentru noi încă ceasul merge, deci avem vreme să recuperăm încet, încet. Oricum, remarcabil că au făcut ce au făcut aici. O să vă invit să mergem în următoarea piață, în piața Sfântul Gheorghe, și acolo o să vedem cât de adânc sunt fundațiile astea sub picioarele noastre, fiindcă acolo e singurul loc unde le-au lăsat deschise, să putem să le vedem. Avem aici o clădire care e în stare foarte proastă și să sperăm că la un moment dat o să fie refăcută. Sus și-a avut atelierul la un moment dat un celebru fotograf al Timișoarei, Iosef Kozak, și aici avem o placă memorială și din nou foarte multe coronițe pe care le aduc turiștii din Ungaria, pentru că un general al armatei revoluționare maghiare de la 1848 s-a născut la Timișoara, tatălui a fost chiar primar al Timișoarei, Klapka György. El e interesant din perspectiva faptului că a fost ultimul care încă mai rezista în fața austriecilor, deci după ce au capitulat, după ce au pierdut bătălia Timișoarei, despre care o să vorbim la un moment dat, el încă mai rezista. El apăra cetatea Komárom, cetate undeva la nord-vest de Budapesta, pe Dunăre. Și tatălui, personalitate importantă, arădean, care ajunge primar al Timișoarei și care deschide prima bibliotecă, spunem noi, cu sală de lectură din Imperiul Habsburgic. Uite, o să vedem. În spatele tău. Uite aici, foarte fain, putem să coborâm în piața Sfântul Gheorghe. Trebuie să coborâm pentru că din 2016, asta e configurația pieței, acum se organizează aici tot felul de lucruri, diverse evenimente, e foarte pretabil locul pentru evenimente pentru copii, fiindcă baci copiii înăuntru și nu mai poți să iasă afară. Ok. Poți foarte ușor să supraveghezi zona în felul ăsta. Și de-aia e și statuia lui Sfântul Gheorghe aici, care arată așa ciudat, fiindcă e un simbol pentru, e o statuie ridicată pentru tinerii și copiii care au fost victime ale Revoluției. De-aia îl vedem așa. Dar am vrut să vă vorbesc despre ruinele astea, care ne arată că locul ăsta a fost un loc sfânt de-a lungul timpului. Pietrele astea mai albicioase fac parte din cea mai mare moschee pe care turcii au avut-o în oraș și după aia au venit austriecii și au construit deasupra o biserică, ce a rezistat aici până în 1914, când au demolat-o, doreau să creeze un bulevard larg, o legătură dinspre centrul orașului, spre cartierul industrial, spre cartierul fabric, și era în drum. Și au înlocuit-o, în schimb, cu o biserică Art Nouveau, care face din Timișoara un oraș deosebit. Nu multe orașe au așa ceva. Art Nouveau nu a durat foarte mult și atunci n-au fost foarte multe biserici făcute în stilul ăla. Dar aici nu s-a mai făcut biserică și era teren drept și aici circulau mașini, era parcare, dar după aia, în 2000, când au terminat restaurarea centrului în urmă cu aproape 10 ani, atunci s-a hotărât să se facă configurația asta. Nu toată lumea e mulțumită de ea, dar asta e. Nu hai poți să luăm așa un nu cadru poți să mulțumești pe, 360 pe toată lumea cu această zonă. Și vedem și clădirile din dreapta stânga. Astea amândouă au fost bănci, mă rog, parțial, acum nu toată clădirea a fost bancă, dar amândouă au fost bănci. Una dintre ele, cea pe care o vedem acum, a fost chiar prima casă de economie a Timișoarei, instituția înființată pe la 1844, banca ceva mai târziu. Și iar cealaltă, în interbelic, apare aici, a aparținut unui investitor evreu, Sigismund Zsigmond Sana, foarte bogat și care era implicat în economia locală. Am citit de consorțiul lui, de grupul de firme Sana, că dețineau majoritatea acțiunilor în cele mai importante întreprinderi în jurul anului 1914. Și după aia, în interbelic, își construiesc dita clădirea în centrul Timișoarei, care adăpostea și propria lor bancă. Deci
erau implicați în toate ramurile economiei. Ajungem din nou la nivelul străzii. De aici a plecat primul tramvai. Primul tramvai care a circulat în Timișoara. Deci, din piața asta, în 1869, în iunie, avem prima linie de tramvai tras cu cai, raportat la teritoriul actual al României, e cea mai veche. La tramvai electric, în 1899, fiindcă abia atunci Timișoara are, dar acolo deja Bucureștiul l-a luat înainte. Deci Bucureștiul are tramvai electric înaintea Timișoarei, dacă ne raportăm la România de astăzi. La ora actuală, tramvaiul în continuare e foarte important în Timișoara, pentru că avem a doua rețea ca extindere după București. Orașul e mult mai mic decât Bucureștiul, dar e remarcabil că avem o rețea atât de întinsă de transport cu tramvai. Uite aici, dacă te uiți pe panou, astea sunt foarte faine, făcute de colegii de la Spotlight Timișoara, și aici poți să vezi cum arăta piața când biserica era încă la locul ei. Biserica cea de aici din piața Sfântul Gheorghe, da? Da. Biserica Art Nouveau. Nu, asta e o biserică barocă, cea care a înlocuit-o pe asta, fiindcă ordinul piariștilor o avea în grijă și când au demolat-o, cealaltă care a fost construită, aia e Art Nouveau. Deci, bun, am prin înțeles. Asta e asocierea. Clădirea băncii, observăm, nu are turnuri, raportat cu ce avem cu în spate. Ce vedem acum, da. Turnurile au fost adăugate în 1912. Atenție la tramvaiele turcești. Timișoara, deși are Aradul la 5-6 de kilometri unde se construiesc tramvaie, la licitație au câștigat frații de peste Marea Neagră și avem, asta e, așa merg lucrurile. Poate că au fost mai ieftine, cine știe. Exact. Sau alte jocuri de culisă pe care nu le știm și nu putem să facem noi. Putem să bănuim, dar nu facem politică. Să facem speculații. Exact. Asta e. Aici nu sunt rele, sunt tramvaie bune. Sigur că patriotismul nostru ne-ar fi tras că de ce ne-am cumpărat de la românii noștri. Asta e. Și am ajuns și la hotelul unde a dormit Cuza, numai că el nu l-a văzut în forma în care o vedem noi astăzi. Aici era un han, în genul cu curte, cam cum avem hanul Manuc în București. Da. În genul ăla să ne-l încăpuim. Acolo a venit Cuza în 1866, în drumul lui spre exil, pentru că el în București inițiază prima cale ferată, București-Giurgiu, dar nu era gata. Și oricum și dacă era gata, el vrând să ajungă la Viena, nu l-a ajutat mare lucru să ajungă la Giurgiu, poate l-a ajutat și de acolo lua vaporul. Oricum, a venit cu trăsura, are traseul marcat prin toată țara. Peste tot pe unde mergi prin orașe, vezi locul în care a petrecut o noapte sau două sau cât a petrecut Cuza. În vremea aia, la Timișoara, trenul venea cam de 3 ori pe săptămână. Deci a trebuit să aștepte 2 zile la celebru han, la trompetist, îi spunea la han pe vremea respectivă, și de aceea și scrie aici, hai să ne apropiem, zice că în această clădire și-a petrecut ultimele 2 zile pe pământ românesc domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 7-8 martie 1866 în drumul său spre exil. Acum, asta iar un pic discutabil, în vremea respectivă făcea parte din Imperiul Austriac. Dar raportat la vremurile noastre, putem să-i spunem pământ românesc, e corect spus, chiar dacă vremea respectivă, cum spuneam, era un pic altfel, era un alt stat. A zis că te interesează, da, asta. Sunt curios. Îi spune coajă de om. Da? Autor Mircea Roman în 2015. Deci asta face parte din inițiativa municipalității, primărie, de a popula spațiul ăsta pietonal din centrul Timișoarei cu obiecte de artă. Pentru că la nivelul țării ne cam lipsesc. În comunism nu prea s-a investit în asta, sau și dacă s-a făcut, erau simboluri specifice. Și a fost interesant atunci, pentru că unii oameni din oraș își doreau să aibă statuia ale unor personalități care aveau legătură cu orașul și au ajuns celebri. Primul Tarzan, Johnny Weissmuller, născut în Freidorf, care astăzi e un sat alipit Timișoare, practic îl considerăm, e cartier al Timișoarei, face parte din UAT-ul Timișoarei. Sau mai era Francesco Illy, cel care a pornit cafeaua Illy, astăzi toți bem cafea Illy. El a plecat din Timișoara. Era un neamțo-ungur, Ferenc Illy, care a plecat la Trieste și și-a luat numele de Francesco și de acolo, de fapt asta înseamnă Ferenc, Francesco, tot acolo ești. Dar s-a ales până la urmă arta modernă, de-aia avem mai multe obiecte de artă modernă, mai multe monumente de artă modernă. Mie îmi plac foarte mult pentru că sunt foarte generoase, adică ne permit
imaginația noastră să meargă liber și putem să ne uităm la același obiect și să discutăm despre el și să dăm interpretări diferite. Și partea frumoasă e că putem spune că nimeni nu e în eroare. În funcție de starea pe care o ai în momentul respectiv, lucrurile astea pot să evolueze. Sigur, trec și oameni care spun că asta nu e artă, că asta e o porcărie. Discuția nu le spune nimic, asta e clar, o accept da. Pentru că ideea asta e subiectivă. Practic, da, de acord, dar un obiect care îți stârnește un sentiment, indiferent dacă e pozitiv sau negativ, tu de fapt l-ai făcut din obiect un obiect de artă. Da. Așa că, iar mai departe, și Brâncuș făcea referire la treaba asta și zicea că practic ne vedem în lucrurile pe care le admirăm. Și atunci, dacă vii și dai un verdict din ăla tranșant... Pui despre tine. Spui despre tine momentul ăla. Acum, hai în să momentul ăla, da. Oamenii au trăiri și tot felul de momente. Aici avem un plan făcut după o hartă din 1988. Și ne aflăm aici, unde harta e uzată, că toată lumea pune degetul. Toată lumea arată. Uite, exact. Aici sunt. Și atunci se vede unde suntem. Deci, în linii mari, e cam același lucru ce avem astăzi. Marea diferență sunt liniile tramvai. Despre care am vorbit în față la operă, când am vorbit despre pasaje. Aici se văd cum era traseul prin mijlocul pieței deci, Libertății. Așa, și care e opera, ca să ne dăm seama? Aici e opera. Acolo e opera aici. Și uite, mergeau liniile pe mergeau acolo. Asta e strada cu umbreluță. Exact, da. Și ieșeau în față și aici se bifurcau, unul lua pe corso, unul lua pe surogat. Pentru că în mijloc e scoarul verde care exact, care ăla a existat și înainte, atât dacă erau pe laterale, era trotuar, era carosabil și era linie de tramvai. Deci aici se vede foarte clar cum a fost linia până în 1989, la începutul anului au terminat lucrările și au scos linia. Acum tramvaiul merge roata zonei pietonale, prin inima ei, prin Piața Libertății, dar după aia o ia pe la Piața 700 și iese pe partea cealaltă a pieții la Catedrală. Nu mai are treabă cu Piața Victoriei. Observăm tabla de șah specifică orașelor baroce, orașe tipar din secolul 17-18, aici deja vorbim de secolul 18 când au venit austriecii, dar radical diferită față de ce au lăsat turcii în urmă, orașe cu străduțe care mergeau neregulat, ca și în perioada medievală. Nu mai avem zidurile cetății, ele au fost demolate, în schimb mai avem asta. Săgeata e ultimul bastion care cât de cât e întreg, exact, lipsește bucata aia unde am lăsat strada să treacă. Și într-acolo ne îndreptăm și noi acum, să vedem cum arată. A fost restaurat de ceva vreme, o să vedem. Și acolo vedem și un plan elaborat al cetății, că tot am vorbit de aia, e vremea să o și arătăm la un moment dat. Așadar, am ajuns la Bastionul Terezia, numit așa după împărăteasa Maria Terezia. Cetatea Timișoara a durat vreo 40 de ani să facă. 1723 până prin 1765. După unii a început pe la 1730 construcția, oricum a durat destul de mult. Și ce vedem aici, chiar clădirea asta era depozitul de alimente, zicea depozitul de proviant. De altfel, înainte să construiască bastionul ăsta, și spuneau ravelinul depozitului de proviant. Deci nu era încă făcut pe de-a întregul un bastion. Și hai să mergem înăuntru, pentru că o să vedem un spațiu recent restaurat, recent, mă rog, 2011 s-a terminat restaurarea, niște bănuți europeni investiți cu folos. Okay. Și înăuntru acum avem la mansardă, e Muzeul Banatului, un normal funcționează în castelul din centru, dar acolo e restaurare care durează de o vreme îndelungată. Și atunci aici e Muzeul Banatului și înăuntru avem galerii de artă, avem un muzeu dedicat lui Ștefan Popa Popas, bistrouri, restaurante, dar din nefericire e unul din locurile alea în care oamenii nu prea sunt obișnuiți să vină. Okay. Deci numai dacă se organizează ceva special, un concert sau, de exemplu, a fost acum 2 ani un revelion aici, nebunie. Deci cu niște lasere și ce a ieșit aici a fost fantastic. Dar altfel, chiar și în weekend, sau seara, când centrul orașului, care e la 2 pași de aici, vorbim de 3 minute pe ceas, oamenii nu vin aici. Stau acolo și o să vezi, hai să vezi, să te convingi. Hai. E un spațiu drăguț, e liniște, ai avea toate motivele să vin cu acest. Aici e un loc unde se mănâncă bine meniul zilei.
turiștii acum știi cum sunt. Ei în general merg unde sunt locurile turistice, dar când trec pe aici cu tururile, le spun, na, că mă întreabă toți, vrem ceva autentic, vrem ceva autentic. Na, zic, dacă vreți autentic, mâncați ca un român adevărat, care la ora miezii, dacă lucrează la birou, merge și își facă un meniu zilei pe undeva, fiindcă e făcut repede și e bun. Aici ăsta e un loc foarte, foarte popular pentru așa ceva. Mulți oameni care lucrează la birouri în jur vin la Bastion. O să vă spunem că și noi am luat masa aici și putem confirma. Aici vreau să vă duc să vedeți, fiindcă avem un plan al cetății, de fapt e un desen care am vorbit atât de mult de cetatea asta, cum spuneam, e vremea să și o arătăm și n-am putea să o facem fără munca extraordinară a unui bucureștean de-al vostru, a domnului Radu Oltean. Deci când am descoperit, eram student încă la începutul anilor 2000, când am descoperit primele lucrări ale lui Radu Oltean, am fost... Și am spus și lui la un moment dat, am zis, am fost ca un poate considerați o exagerare, ca un orb care începe să vadă. Pentru că până atunci, fiind pasionat de istorie, am citit enorm de multe lucruri, mi le-am închipuit cum am știut exact. Eu, având referințe mai mult sau mai puțin corecte, dar când am descoperit și după aia când am mers în profunzime și m-am dat seama că într-adevăr domnul Radu Oltean el se uită și documentează foarte atent tot ceea ce desenează, într-adevăr am fost fantastic. Prima oară am văzut uniforme și până la ultimul nasture, până la ultimul detaliu, toate erau așa cum el a găsit undeva documente scrise despre lucrurile respective. Și la fel după aia ajungem la reconstrucțiile astea, la desenele astea elaborate. Cetatea Timișoare vedem undeva pe sfârșit de secolul XVIII, în ultimul sfert al secolului XVIII și în linii mari încă mai avem, nu mai avem clădirile. Timișoara s-a schimbat. Înainte de momentul primului război mondial era perioada de înflorire a orașului și schimbau, dărâmau la greu. O să mergem imediat în Piața Unirii și o să vedeți că doar latura de nord încă mai păstrează amprenta de secolul XVIII. Restul au dat jos și au construit fiindcă și-au permis. Da. Și și-au dorit să fie în ton cu moda momentului respectiv. Dacă nu venea primul război mondial, și alea dispăreau probabil. Dar aici, hai să ne concentrăm asupra planului cetății. O cetate în formă de stea, ați mai văzut la Alba Iulia, la Arada. Și la Arada am mai vorbit de așa ceva, deși n-am apucat să o vedem, am văzut tot așa pe o hartă. Alba, la Oradea, tot așa avem, deși la Oradea acolo avem o cetate, o cetate medievală la care s-au adăugat bastioanele astea de tip italian, în formă de săgeată. Toate lucrurile astea, sau foarte multe din lucrurile astea, le-am învățat tocmai din cărțile domnului Radu Oltean. Fiindcă el a trecut de la stadiul de ilustrator foarte bine documentat să scrie text pe baza documentării pe care o făcea pentru ilustrațiile lui. Și acolo înveți lucruri fantastice și le recomand. Cărțile sunt de găsit prin toate librăriile, sunt fantastice pentru orice vârstă. Și dacă nu știi să citești, te fascinează ilustrațiile. Și acolo îți descrie foarte frumos evoluția de la turnul pătrat, la turnul rotund, la bastionul în formă de săgeată, care a fost dezvoltat de italieni în perioada Renașterii. Deci la noi ar fi cam în vremea lui Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, cam pe acolo. În vremea aia, în Italia apar bastioane de genul ăsta. Și care a fost avantajul lor? A fost că înlăturau unghiurile moarte. Deci oriunde, din orice unghi te apropiai de o fortificație ce avea bastioane de genul ăsta, ei, forma bastionului le permitea ca să tragă asupra ta și puteau să apere absolut orice flanc. Acum, cetăți de genul ăsta noi popular, cum le spunem la pantofii sport Adidas și la mașinile de teren Jeep, deși nu toate sunt așa și la fel și la pantofii sport, și la asta le spunem cetăți de tip Vauban. De la mareșalul Sebastian Vauban, care a lucrat pentru Ludovic al XIV-lea, am zis, era să zic 16-lea, ăla a rămas fără cap, 14 a fost mai inspirat. Și el, în vremea lui, s-au construit multe fortificații de genul ăsta. El a dezvoltat sistemul ăsta, punând în serie mai multe bastioane de genul ăsta și ajunge să facă niște fortificații foarte elaborate. Pentru că aici noi nu vorbim, asta nu poartă semnătura lui Vauban. Aici sunt ofițeri austrieci, ingineri militari care au lucrat la ea, dar are caracteristici asemănătoare cu ce găsim peste tot în Europa. Așa că, cum spuneam, analogia cu mașinile de teren și cu pantofii sport și aici la fortificațiile genul ăsta ține în ceea ce privește numele. Observ, erau trei rânduri de ziduri, între ele șanțuri cu apă, care ți-o spun pe aia dreaptă,
destul de devreme au renunțat să le inunde. Deci ei aveau posibilitatea din Bega, în caz de ceva, să dea drumul la apă prin șanțuri, dar de ce au renunțat să le inunde? Pentru că s-au străduit, au muncit, le-au sărit capacele să scape de mlaștină și după aceea și-au făcut o mlaștină artificială. N-avea nicio logică treaba asta. De fapt, ei vreau să scape de ape care stau în jurul cetății, care adună țânțari și le creează lor o grămadă de probleme sanitare. Deci de aia treaba asta cu apa era realizabilă, dar undeva cam în perioada asta, unde vedem cetatea, aici o vedem în ilustrație, fiindcă ele de aia au fost făcute, dar că am lăsat o baltă. Deci era făcut acolo, era șanțul, care o să, dacă vrei, trecem pe partea cealaltă și o să și vedem ce rol avea. Suntem în câmpie, e un teren plat. Cum poți să-ți faci un zid mai înalt? Păi un ar fi să-l construiești mai înalt, dar după aia mult mai ieftin era să sapi un șanț în față. Exact. Și când omul era în șanț, vedea zidul, era dublu. Și mult mai ieftin șanțul decât să construiești din cărămidă zidul de înălțime. Bastioanele, dacă ne întoarcem și merită să ne întoarcem, observăm, au terase drepte și acolo plasau tunurile, nu erau chiar așa de pavoazate cum sunt acum, erau un pic cu mai mult pământ. De ce? Pentru că umplutura de pământ prevenea eventualele infiltrări de obuze, de ghiulele care erau trase, se opreau în umplutura de pământ ce era deasupra. Deci era un pic mai stufoasă partea deasupra. Ei, dar oricum, fiind drept, tunurile apărătorilor stăteau acolo și forma le permitea să tragă în toate direcțiile. Noi aici unde ne aflăm, vârful de fapt e acolo, în direcția aia, înspre est, înspre cartierul Fabric. Da, păi se vede. Să și vede. Se și vede. Că s-a decupat o bucată ca să permită... Deci acolo unde este strada, șoseaua, exact, este... Exact, unde șoseaua și unde decupaj. Acum, da. Semnul 2023, vârful Săgeții. Acolo e vârful Săgeții. Vârful bastionului. În jurul cetății, și pentru asta, hai să rămânem aici mai departe, o să-ți arăt aici sus, da? Deci harta de sus, de sus. Uite acolo. Și observ terenul ăsta liber, pentru că aici vedem puțin din cartierul Fabric, din cartierul industrial. Ei, închipuieți că în jurul cetății era o esplanadă, era un teren gol de aproximativ 1 km, 955 de metri, erau 500 de stânjeni, de aia ne dă nouă cu virgulă când transformăm în metri, unde nu erau copaci, nu erau construcții, nu erau nimic. Și abia după aia au permis să se construiască și au construit cartierele. Timișoara, practic, arată ca un sistem stelar, cu cetatea în formă de stea în centru și cartierele ca niște sateliți care se învârt în jur. Și asta mai are o consecință, de fapt are mai multe. Una din consecințe e că în cartierele astea am avut nucleul ca și în centru, deci cu piață centrală, biserică și tot ce era în jur. Practic, putem spune că Timișoara are mai multe orașe vechi în orașul modern pe care îl avem astăzi aici. Iar esplanada s-a umplut începând cu, în diverse etape, începând cu 1860 și încă și acum mai avem terenuri libere, deși nu sunt multe și sunt valoroase. Pentru că gândește că acum sunt în centru, deci sunt considerate centrul orașului. Unul dintre ultimele terenuri așa vizibile care s-a umplut a fost unde e acum Julius Town, cartierul ăla nou, unde e shopping mall și ce mai e în jur. La începutul anilor 2000, acolo era un gard și erau două antene radio în mijloc. Era un câmp cu iarbă în mijlocul orașului. Acum, dacă mergi, e o nebunie ce acolo. Deci, numai sticlă și birouri și clădiri foarte, foarte moderne. Avem și cartiere comuniste în esplanadă, avem și arhitectură Art Deco, avem și Art Nouveau, avem de toate. Le recunoști când au lucrat la zona respectivă în funcție de ce arhitectură au folosit. Hai să mergem să vedem șanțul. Și după aia o să mergem înspre Piața Unirii. Deci uite, aici avem un exemplu de șanț, probabil a fost mai adânc și să ne închipuim că în față mai era un rând de ziduri. Deci odată ce nimereai între ziduri, n-a ajuns nimeni atât de departe. Cetățile astea au fost făcute din zona asta. De-aia Alba Iulia n-a fost niciodată angajată într-o bătălie, că era mai în centru. Dar salba astea de cetăți, Timișoara, Arad, Alba Iulia, Oradea, ele trebuiau să apere flancul ăsta împotriva turcilor. Turcii rămân cei mai mari rivali ai Habsburgilor, ai austriecilor, pentru că de la ei au luat teritoriile, dacă o luăm așa, și își luau în calcul că s-ar putea să vină înapoi. În Timișoara, cel mai mare asediu pe care îl avem în vara anului 1849, dar nu-l provoacă turcii, ci îl provoacă revoluționarii maghiari. Și o să ne mutăm pe partea cealaltă, acolo avem un tun, și acolo o să povestim despre ce s-a întâmplat în vara anului 1849 sub zidurile cetății Timișoara. Uite, am ajuns și la tun. Nu e un tun veritabil, e doar o machetă, o imitație. Oamenii bagă în el tot felul de prostii. Acum avem hârtie igienică cu urme de
nu știu, cred că e piersică, dar este uneori și okay. Avem și piatră și tot felul. Dar a fost pus aici ca să ne amintească de asediu ce s-a întâmplat în vara anului 1849. Deci, revoluționari maghiari, Iosef Bem, că am vorbit la Arad despre el, generalul polonez care s-a luptat și cu Avram Iancu, printre alții, în Transilvania, când rușii vin să-i ajute pe austriece în Transilvania, pierd niște bătălii importante și, într-o ultimă încercare de a întoarce soarta revoluției, a războiului pe care aveau ei cu austriecii, asediază cetatea Timișoarei și a durat mult. 107 zile a durat asediu, un asediu foarte, foarte aprig, dar pentru că am văzut sistemul ăla foarte elaborat, cei dinăuntru reușesc să reziste până când vine o altă armată austriacă din afară să dea o bătălie undeva la 10 km de Timișoara. Și aici e partea interesantă, că dacă luăm și bătălia asta face parte din ciclul revoluțiilor 1848-49, ce a început în Paris în februarie 1849, se termină în Timișoara și după aia la Șiria, lângă Arad, cu predarea armelor revoluționarilor maghiari în fața rușilor. Deci, pe teritoriul României de astăzi s-a terminat revoluția aia europeană care a început în februarie 1848 la Paris. Sigur, e foarte simplist explicată asta, dar cronologic luate evenimentele se leagă. Suntem acolo. Ca o consecință a apărut palatul ăsta aici, clădirea asta imensă, care trebuia să fie clădirea administrativă a unei noi provincii înființate de austrieci aici. Îi zicea Voivodina Sârbească și Banatul Timișan. Foarte pe scurt despre ce era vorba. Închipuiți că Imperiul Austriac funcționa într-un fel ca un stat federal. Respectiv, diferite zone, diferite provincii aveau guverne separate, aveau parlamente separate, dar ele depindeau de Casa de Austria pentru că erau posesiunile Habsburgilor, posesiunile familiei Habsburgilor. Aia era legătura. Zona asta, când a fost cucerită de austrieci, maghiarii imediat au sărit și au zis: "Wow, ăsta a fost regatul Ungariei, ni l-au luat turcii, dați-ne înapoi." Austrieci în prima fază au zis: "A, știi, nu vrem, e o provincie din care noi putem să stoarcem niște bani, în plus, voi ne-ați mai creat probleme pe aici, pe acolo." Așa că vreo 60 de ani rămâne Banatul provincie imperială. După aia, totuși, îl dau Ungariei înapoi, dar fiindcă, din nou, au avut frecușuri la 1848, iar îl iau înapoi. Okay. Și de-aia creează provincia asta Voivodina Sârbească și Banatul Timișan, care nu rezistă mult, că la 1861 se termină cu ea. Clădirea asta trebuia să fie clădirea guvernamentală, clădirea de unde să fie condusă provincia asta, doar puțin. Deci au lucrat la ea aproape până la capăt, până când s-a desființat provincia. Câteva luni au folosit-o în scopul ăsta, după a devenit clădire de birouri și astăzi e Palatul Dicasterial, Palatul de Justiție al Timișoarei. Toate instanțele, tot ce are legătură cu justiția în Timișoara se află în clădirea asta, care încă e una dintre cele mai mari clădiri din centrul Timișoara. Și tot felul de legende, că are atâtea geamuri, câte zile sunt într-un an, sincer, încă nu m-am plictisit în halul ăla să stau și să le număr, dar intuiesc că sunt mai multe. Pentru că ia în considerare că are trei curți interioare și sunt geamuri și pe interior, dar na, oamenii spun tot felul de povești drăguțe. Hai să mergem la trecerea de pietoni și după aia o să trecem înspre Piața Unirii. Și uite, am ajuns și în Piața Unirii. E cea mai mare piață din interiorul cetății și se și vede că e mare. Ocupa două careuri, cum și-au împărțit ei acolo pătrățelele. Așadar, aici, locul ăsta se cheamă Piața Unirii în legătură cu istoria noastră, românilor. Pe 3 august 1919, aici, românii și-au așteptat armata care a venit și a preluat administrația în Timișoara. Deci, oficial, Timișoara a devenit un oraș românesc pe 3 august 1919, cu administrație românească. Acum, componența etnică încă nu era tocmai românească, vorbesc în vatra orașului, ea s-a schimbat mai mult după al doilea război mondial. Și aici, românii dominam zona rurală. Timișoara, în jur de 1920, să spunem, avea 40% vorbitori de germană, 40% maghiari și noi erați 20%, eram și noi cu sârbii, cu restul. Okay. Cam așa era. De aia sunt foarte importante lucrările alea de care am vorbit mai devreme. Statul român încearcă să aducă elementele astea românești în orașele astea care nu erau tocmai românești, din punct de vedere al componenței etnice, spun. Acum, astăzi vorbim de o majoritate covârșitoare românească aici. Aici asta s-a produs pe fondul în care au plecat ceilalți și am venit noi. Și în comunism orașul se extinde foarte mult cu cartiere noi, cu foarte mulți oameni care se mută din rural în urban și așa mai departe. Și atunci avem
configurația actuală pe care o avem acum. Ne-am întors aici înspre o clădire foarte fotografiată în Timișoara, îi zice Palatul Salomon Brück, și de altfel toată strada în jos aici e construită începând cu 1911, aici vorbim din nou de arhitectura Art Nouveau. Ce am spus mai devreme, când ne uitam la harta domnului Oltean, încet, încet dădeau jos clădirile vechi și construiau altele noi, își doreau mai mult spațiu de locuit, pe orizontală nu mai aveau unde și atunci mergeau în sus. Iar moda fiind alta, evident că au ieșit de o altă factură arhitecturală. E deosebit, dar pentru asta, din nou, va trebui să facem schimb cu operatorul nostru, să facem schimb de spațiu, că avem două biserici. Acolo vedem Catedrala Catolică, Domul Catolic, așa zicea la locul ăsta, Domplatz, și ne întoarcem în partea cealaltă și o să vedem imediat, cu spatele la piață, Catedrala Ortodoxă Sârbă. Iar lângă e clădirea, în comunism zicea clădirea Vicariatului Sârb, fiindcă cea din stânga ei, pentru că sârbilor ortodoxi nu li s-a dat voie să aibă episcopie și atunci aveau un vicariat. Acum noi astăzi o prezentăm ca fiind clădirea reședinței episcopului sârb, deci aparține și ea din complexul Bisericii Ortodoxe Sârbe. Biserica a fost folosită și de români până la momentul separării, deci momentul când avem mitropolia de la Sibiu, atunci românii ortodoxi încetează să mai vină la slujbele în limba sârbă de aici și încet, încet își fac bisericile lor prin altă parte, prin oraș. E un proces care a durat o vreme, a durat câțiva ani. Coloana Ciumei din centru. Încă una, iată. Da, de fapt, asta e coloana Ciumei cu articol hotărât. Asta a fost, e monumentul construit la Viena, adus pe Bega, care a fost ridicat în amintirea celor care au murit în epidemia din 1738-1739. Atunci am avut o epidemie foarte urâtă aici în Timișoara și se vede comparativ coloana cu clădirile din spate. În spate, acolo s-a intervenit de mai multe ori la fațadele alea, dar e un baroc simplificat. Aici deja se vede că e mult mai elaborată, au fost mult mai mulți bănuți investiți în realizarea coloanei Ciumei. În momentul de față, una dintre cele mai admirate clădiri e clădirea Palatului Baroc, cea care acum e imagine, e actualul muzeu de artă. Aici, anul trecut, se făceau cozi la Brâncuș, când a fost expoziția Brâncuș, și nu numai. Oamenii, anul trecut, au venit foarte mult la Timișoara, românii au venit să vadă tot felul de expoziții care au fost prezentate aici. Și asta a fost o clădire inițial guvernamentală, clădirea administrativă a provinciei în anii 1700, pe la jumătatea anilor 1700, putem spune, atunci a fost terminată. Și astăzi, cum spuneam, adăpostește Muzeul de Artă al Timișoarei. Câteodată mai avem și câte o expoziție temporară, cum a fost anul trecut, Brâncuș, care atrage foarte mult public. Am înțeles că le-au dat de gust. Deci Consiliul Județean, cei care administrează muzeul, s-au prins, stai puțin, că dacă mai aducem lucruri valoroase, oamenii le apreciază și vin și le văd și plătesc pentru ele. Și asta e mersul lucrurilor. Așa se face peste tot în lume. Găsești lucruri care interesează publicul, le prezinți, oamenii vin, plătesc pentru ele și în felul ăsta reușim să ne dezvoltăm din punct de vedere turistic. Turismul nu înseamnă numai străini, deși noi ne bazăm la ora actuală foarte mult oferta pe asta, înseamnă și oamenii noștri din țară care cu pandemia, uite că ne-a adus și ceva bun, am început să circulăm, să mai descoperim interiorul țării și ceea ce e bine. Avem aici iar o statuie modernă, zice Super Mama, Super Mom, și dacă vedeți, e un tânăr care îmbrăcat ca un supererou și care poartă pe brațe o femeie. Poate modul în care fiecare dintre noi ar trebui să ne prezentăm mama lumii e foarte mândru. Dacă ne uităm, stă pe vârfuri, încearcă să fie piedestal pentru ea și să o pună cât poate el de sus. E un simbol foarte, foarte, foarte frumos pe care îl avem aici. Așa, când treci pe lângă, dacă nu stai un pic și te uiți la el și te gândești, dar încă o dată, asta e interpretarea mea. Nu trebuie să fie a tuturor. Fiecare poate să vadă altceva în el, dar așa treci și zici, bă, ce e și cu ăla acolo? Mie mi se pare foarte generos și foarte frumos ce avem aici. Uite, spiritul Banatului. Uite aici, la farmacia asta, care în 1910 ea exista și în clădirea veche ce a stat pe locul ăsta. Și în 1910 proprietarul era un evreu
care a scris în patru limbi farmacie. Gyöngyszertár, aia e maghiară, apoteche e germană. Și aici venim după colț, mai vedem o dată apoteche, sârbii zic apoteca, da, mă rog, am putea spune că de două ori germană, dar noi de dragul Banatului zicem că e sârbă. Și farmacie scris cu PH, cu PH, aia e pentru noi, pentru români. Dar arată din nou spiritul locului, cum oamenii au învățat să trăiască împreună și țăranii în sate, oameni simpli care nu la școală au învățat. Învățau din viața de zi cu zi, învățau limbi unii de la alții. Creșteau împreună, fiind copii, după aia ajungeau să muncească împreună, unii să și căsătoreau. Și așa era absolut normal ca un țăran dintr-un sat din Banat, din jurul Timișoara, să știe două, trei, patru limbi, să le vorbească, nu știau să scrie sau... Foarte puțin dintre ei aprofundau lucrurile la modul ăsta. Și nu numai la nivelul de limbă, adoptau obiceiuri unii de la alții. Dacă facem comparație cum se taie porcul în Banat, Ardeal și cum se taie în zonele de peste Carpați, nu-ți vine să crezi cum se fac produsele la un tăiat de porc sau astea. Și aici sunt lucrurile care le-au învățat unii de la alții. Când ne-am întâlnit la Raț, țin minte că am văzut în Catedrala Nouă, făcută după 90, bănci. Care am căzut de acord că le-au adoptat de la catolici, de la protestanți, că au zis, bă, stai puțin. Și vin oameni în vârstă, exact. Trebuie să odinească deci, și ei. Da. Astea sunt lucrurile frumoase în lumea asta, în interacțiunea asta dintre oameni. Că oamenii sunt deschiși și învață unii de la alții. De la alții, da. Da. Și la rândul lor și ceilalți au învățat de la români, au preluat anumite obiceiuri. Știi, în Banat, sărbătoarea bisericii îi zicea rugă la români, buciu la unguri și kirvai la nemți. Era același lucru, era hramul bisericii. Ce era fain era că toți sărbătoreau de fiecare dată când era și la ceilalți. Deci ce era motiv de petrecere când era kirvaiul la nemți. Mergeau și românii și ungurii, beau și dansau și făceau de toate. Și la fel când era buciu sau ruga și ceilalți participau la treburile astea. Și astea sunt niște lucruri foarte interesante și bine de menționat că se poate și așa. O să vedem imediat o clădire. Asta e cea mai admirată clădire din Timișoara. Zic oamenii Casa de Turtă Dulce. Ei, și dacă ați fost la Oradea, ați văzut din astea. Am văzut-o, da. Exact, pentru că aici vorbim de secesionul maghiar, de acel stil care undeva la sfârșitul secolului XIX, de prin 1895, începe să fie promovat în spațiu maghiar, din care ne place sau nu și noi făceam parte. Acum cred că ne place, pentru că am moștenit niște monumente de genul ăsta în mai multe locuri din țară. Dacă mergem, de exemplu, la Târgu Mureș, Palatul Culturii e de factură secesionistă maghiară, primăria la fel. Și, de altfel, cele două clădiri pe care le-am evocat au o legătură cu asta și au o legătură cu Palatul Vulturul Negru din Oradea, că sunt concepute de aceiași arhitecți. Comor Marcel și Jakab Dezső, doi arhitecți evrei din Budapesta. Ei sunt discipoli de-a lui Lechner Odon, de care am vorbit la primăria din Arad, numai că acolo aia nu-i Art Nouveau, precede perioada lui secesionistă. Și aici vedem unduirile astea preluate din primele forme de Art Nouveau franțuzesc și din zona Belgiei de acolo. Pentru secesionul maghiar sunt foarte particulare ornamentațiile astea ceramice pe care le vedem în jurul geamurilor, la partea de sus a acoperișului, stânga, da. Ceramica de pe acoperiș. Era o ceramică, îi zicea ceramică Jolnai, era numele unei familii care producea așa ceva la Peci, un oraș în sudul Ungariei. Au făcut o avere, pentru că odată ce arhitecții promovau că asta e aia, toată lumea a vrut din aia. Și atunci profitul a fost pe măsură. Pe măsură, da. Vedem aici un stup de albine, da? Acolo, deci, da. Și clădirea asta a fost, la un moment dat, bancă. Da, aici, jos, unde acum sediu PNL, când ne supărăm pe oameni, aha, facem glume cu vedem ușa, da? Politicieni după gratii, dar n-au legătură gratile cu aia, au legătură cu faptul că a fost bancă înainte. Da. Nu. De acolo vin gratile. De acolo vin gratile. Hai să mai mergem un colț în jos pe stradă. Aici avem o stradă care arată, după modelul străzii iluminate din apropierii casei lui Matei Corvin de la Cluj. Și aici avem o stradă foarte frumos iluminată pe timp de noapte. Și la următorul colț o să vedem clădirea principală a liceului german. În Timișoara, ca să-ți dai seama că vorbeam de ce înseamnă trăit împreună, poți să studiezi în afară de română, poți să studiezi în maghiară, în sârbă și în germană, de la grădiniță până la bacalaureat. Dacă în cazul maghiarilor și a sârbă, fiindcă acolo avem comunități cât de cât bine închegate, în general, membrii comunităților lor accesează școlile astea. La liceul german, cum nu mai avem comunitate germană, că și aici, la fel ca și în Ardeal, au plecat, aici vin majoritari elevii români. E în continuare una dintre școlile
considerate bune ale Timișoarei, Lenau Șule, cum îi spune, fiindcă poartă numele lui Nicolaus Lenau. E un poet austriac, un poet romantic de secolul XIX, care s-a născut undeva în apropierea Timișoarei. Acum, satul lui se cheamă Lenauheim, ar fi în traducere oarecum sălașul sau locul de baștină al lui Lenau, ceva în genul ăsta, dacă ar fi să traducem nuanța. Uite ce scrie acolo. Doi laureați Nobel au studiat aici. Herta Müller, premiul Nobel pentru literatură în 2009, și Stefan Hell, premiul Nobel pentru chimie în 2014. Herta Müller, ea e din Nitzschidorf, e un sat est de Timișoara. Stefan Hell e din Sântana, județul Arad. Acum e orășel, e declarat oraș de câțiva ani Sântana. Membrii ai comunității șvăbești, pentru că asta e partea ce merită menționată. În Ardeal vorbim despre sași, aici vorbim despre șvabi. Ambele categorii vorbeau un fel de germană, atenție la germană, vorbim de niște dialecte unor care nu se înțeleg între ei, și mai e o diferență mare. Dacă în cazul celor din Ardeal vorbim de comunități protestante, respectiv evanghelice, luterane, aici șvabii erau catolici. A fost condiție ca să vină să se așeze în Banat, austriecii fiind foarte catolici, am spus, ok, acceptăm pe toată lumea, dar condiția să fie catolici. Okay. Am făcut doar câțiva pași, dar aici avem în față o clădire care e jumătate refăcută, fațada cealaltă urmează acum să fie gata, e clădirea comunității evreiești și stă exact pe colțul a ceea ce a fost careul evreiesc. Deci nu era un ghetou, nu era un chiș aici, dar exista o perioadă până undeva pe la jumătatea, da, de fapt pot să spun până prin 1780, în vremea lui Iosef al II-lea, când evreii erau restrânși să-și cumpere proprietăți sau să închirieze proprietăți doar în anumite zone din orașe. Nu numai în Timișoara, peste tot era așa. În centrul Timișoarei, în cetatea Timișoarei, ăsta era careu. Și careu pentru că era un pătrat perfect. De clădiri. De clădiri, corect. Care merge roata, nu e foarte mare, dar vremea aia și orașul era semnificativ mai mic. Iar acum vedem clădirea verde care face parte din acest careu, da. Următoarea clădire care are parter cu etaj și chiar și următoarea clădire parter și două etaje. Da, cam ăla era modelul. Dacă acum asta e acoperită, n-are rost, dar exact ce indici tu acolo la distanță, clădirile nu depășeau un etaj în anii 1700. Un lucru care, în general, noi îl prezentăm, nu e o regulă, dar clădirile care au un singur nivel sunt, în general, clădirile 1700. Aici nu mai sunt așa. Alea două sunt clădiri de început de anii 1800, dar așa-i. Cam așa se echipă că arăta tot careul, tot pătratul, nu clădiri de două nivele sau mai mult. Atâta puteau, un singur nivel. Clădirea asta mare, care ocupă mult din spațiu aici și o să mergem în lungul ei, e spitalul militar. Avem imediat un panou, cred că acolo mai bine ne uităm pe el și o să ne dea o viziune mai bună. E atât de mare încât putem să ne învârtim roata ei și încă avem ce să vedem. Iar suntem aici la un panou al colegilor de la Spotlight. Aici cineva le-a dus îmbunătățiri. E și ăsta un mod de a parcurge orașul. Dacă nu vrei să plătești un ghid sau dacă preferi să descoperi singur, există alternativa să vii și există panouri și înveți multe din ele, fiindcă sunt bine documentate. Acolo vedem spitalul militar, despre care am vorbit mai devreme, că e mare și nu putem să-l cuprindem. Noi când am vorbit eram aici pe acest corect, colț corect. Și acum ne-ai spus că am ajuns pe undeva pe aici. Undeva pe acolo suntem, exact, okay. În zona asta. Și vedem cum are trei curți interioare imense. Timișoara, fiind o zonă de graniță, aveau nevoie de o facilitate pe măsura asta pentru a adăposti eventualii răniți care rezultau dintr-un război și din nefericire au avut destule cu turcii, deci meciuri au continuat pe parcursul secolului XVIII. Spitalul e din anii 1860, uite aici, 1766 e terminat, supraetajat în 1818, dar făcut zob la asediu de la 1849. Deci asta a fost una dintre cele mai afectate zone din cetate, bombardată intens în timpul asediului de 107 zile și s-a refăcut aproape din temelie, atât a fost de distrus după vara anului 1849. Suntem tot pe colț la careul evreiesc, dar o să ne întoarcem și nu face parte din careul evreiesc, dar avem aici sinagoga din cetate. Hai să mergem pe partea cealaltă, să nu calce bicicletele și vom rămâne undeva în diagonală pentru că strada e îngustă, nu ne permite să vedem clădirea în toată grandoarea ei. Sinagoga din cetate, una dintre cele, mai avem acum 5 sinagogi în Timișoara, dar foarte rar sunt folosite
Nu toate, nu toate sunt active. Una acum e casă funerară, una e biserica adventistă, una e ruină, deși arată fantastic. Și ar fi asta și mai e una Iosefin care ar fi utilizabilă. Dar și aici vorbim de o comunitate care descrește ca număr. În Timișoara sunt undeva, poate în jur la 600 de membri în comunitatea evrească. Foarte rar folosesc locul ăsta în scopul de sinagogă. În general, ei se adună, am văzut casa mai devreme în lungul străzii, casa comunității, acolo au un loc, o sală de rugăciune și când se fac festivități, fiind în număr mai restrâns, e mai comod acolo. Sinagoga a fost renovată cu contribuția orașului. Și fericirea e, am spus că avem una în ruină care arată extraordinar, orașul a preluat-o și pe aceea și așteptăm în următoarea perioadă să vedem aceleași rezultate pe care le-am văzut aici. Eu, ca ghid, eu sunt realist, adică eu îmi dau seama că banii nu cad din cer, deci având în vedere că anul trecut, în noiembrie, au preluat-o, până se scriu proiecte, până se găsește o sursă de finanță, o să mai dureze. Dar deja pasul a fost făcut. Apropo de sinagogi și apropo de multiculturalitate, la sinagoga din Fabric, despre care vorbesc, la un moment dat, butul anilor 2000, dacă nu greșesc eu, erau probleme mari fiindcă se infiltra apa prin acoperiș. Și închipuieți că mitropolitul ortodox al mitropoliei Banatului a avut o inițiativă ca să facă o donație, să refacă acoperișul sinagogii, fiindcă el considera, și pe bună dreptate, că face parte din patrimoniul orașului și din patrimoniul nostru în general. Un loc de cult care avea probleme a fost ajutat de o cu tot o altă comunitate care altfel te-ai gândit că nu vor face așa ceva. Ei, uite că au făcut-o. Și iar dă un exemplu de ce înseamnă conviețuire. Comunitatea evrească nu își permite. Deci n-au cum. Au o mulțime de clădiri pe care nu au resursele necesare să le întrețină. Comunitatea e foarte mică. E mică și mare parte din ce admirăm astăzi în oraș li se datorează, pentru că la un moment dat au înflorit. Au atins vârful undeva prin anii 1930, erau vreo 13.000 în oraș. Și aici existau diviziunile, neolog și ortodox. Și asta a fost o sinagogă neologă, deci o sinagogă reformată. Și aici, dacă am intrat, am vedea, este orgă și e organizarea un pic altfel decât în sinagogile clasice, ca să spunem așa. Seamănă foarte mult cu Templul Coral din București. Da. Și seamănă foarte mult cu sinagoga din Budapesta. De fapt, aia a fost inspirația pentru Timișoara, București și multe altele. Fiindcă de acolo a pornit, de la sinagoga din Budapesta, de pe strada Totunului, Dohonyuca, așa îi zice la sinagoga mare din Budapesta. Am revenit în Piața Libertății și aici avem, ați observat, o linie așa mai dezafectată pare. Aici trage tramvaiul turistic. Deci e o inițiativă a companiei de transport din Timișoara, compania de stat. Timișoara, cum are tradiția cu tramvai de la 1869, au un tramvai în care au un mic băruleț și primești și niște explicații legate de locurile pe care le parcurgi din tramvai. Vezi, asta e o problemă, pentru că noi ceea ce facem sunt în general tururi pietonale. Și chiar dacă distanțele nu sunt mari, la un tur din ăsta adun la vreo 6.000 de pași, să zicem, deci îți face așa sportul pe ziua respectivă, nu toată lumea obișnuită să sta pe picioare să meargă. Și atunci sunt bune alternativele astea. Câteodată mai trag aici tramvaie istorice. Anul trecut am avut și tramvaiul cu cai, chiar primul model de tramvai ce a circulat în Timișoara fără cai. L-au avut la un moment dat și cu cai, Okay. Dar cai au plecat acasă, nu stăteau toată ziua în soare aici, dar vagonul în sine era de admirat în locul ăsta. Deci pentru aia avem linia asta în zona asta. Am revenit la operă, da? Și avem în spate, să folosim un termen la modă, locul iconic al Timișoarei, exact. Balconul operei, balconul Revoluției, pentru că, cum spuneam, am plecat din inima orașului și am revenit în inima orașului, am parcurs zona de cetate, sunt foarte multe lucruri de descoperit, unele dintre ele poate nouă ne scapă și țin de gusturile fiecăruia să vină și să le descopere în peisajul urban și să țin minte și poate și privitorii noștri au reținut de asta, Timișoara are mai multe locuri, nucleele din astea istorice și cartierele vechi tot la fel nu sunt de amploare asta, nu sunt atât de mari, dar și acolo găsești o mulțime de elemente care te atrag și care fac din ele niște locuri speciale. Așa că nu degeaba anul trecut Timișoara a fost capitală europeană a culturii și încet, încet, chiar dacă suntem așa mai înspre colțul țării, cum ar veni, înspre vest, dar mă bucur să văd tot mai mulți români conaționali de-a noștri care vin și descoperă și partea asta de țară. Suntem diverși, nu atât de diverși ca și dobrogenii, acolo avem și mai mare diversitate culturală, sunt și mai pestriți, dar merită o vacanță și partea asta de țară. E câmpie, nu-i multe, nu avem mare, nu avem munți, dar avem multe lucruri care eu zic că au farmec. Mai ales
istoria recentă a acestui loc despre care am vorbit, avem câteva materiale, Revoluția din 1989. Prin urmare, turul nostru se termină aici. Îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai oferit. Sper să mai ne vedem, pentru că mai sunt încă câteva lucruri de descoperit. Îți mulțumim. Iar voi, dragilor, vă rog să scrieți în comentarii care au fost cele mai drăguțe locuri pe lângă care am trecut și, de ce nu, spuneți și unde ați vrea să mergem data viitoare. Vom citi toate comentariile. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc și eu! Toate cele bune! Succes! La revedere!